Să știe deja, așa cum am mai spus, sunt mulți români care apelează la sistemul privat de sănătate. Cum vedeți sistemul de stat? E un rival sau, din contră, e un avantaj pentru dumneavoastră? Eu văd dezvoltarea sistemului medical global în România și spun aici că da, un sistem medical privat competitiv nu poate să dezvolte fără un sistem de stat competitiv. Și în sistemul de stat consider că un focus trebuie să fie pe personalul medical. Deoarece dacă noi rezolvăm problema de construcție, problema de dotare cu aparatură medicală, nu am rezolvat sistemul. Sistemul este să oprim totuși această pierdere medicală către exterior, să găsim variante pentru a îmbunătăți școala românească de medicină, măcar pentru a-i stopa un pic picajul. Și sistemul de stat privat ar trebui să vină concurențial cu acest sistem de stat și să dezvolte pe anumite zone. Nu poate substitui sistemul de stat niciodată. Evident, se știe că sistemul de stat și cel privat, cred că, oricum, sistemul de stat se confruntă cu lipsa medicilor și a personalului medical. Cum se resimte acest lucru la dumneavoastră? Suferim și noi din aceste motive, deoarece este din ce în ce mai dificil să selectăm medici așa cum ni dorim. Noi nu selectăm medici ca să umplem un cabinet, nu selectăm medici că o specialitate pare mai ușor de vândut. Noi trebuie să luăm un medic care pe ambele tronsoane este valoros, fie pe tronsonul profesional să aibă expertiză, fie pe cel personal unde trebuie să aibă o școală a relației cu pacientul. Nu este suficient doar să scrie o rețetă. Eu aș face aici o completare, sigur, mai pragmatică și mai business-oriented decât a fratele meu, că nu sunt medic. Eu aș spune că, în general, sistemele private de sănătate s-au dezvoltat în țările în care sistemul de stat nu a performat. Și așa, ca o pată de culoare interesantă, un sistem foarte puternic de sănătate privat este în Brazilia, în Africa de Sud și mai nou în Turcia. Deci unde sistemul de stat nu funcționează, știți că cel spital, cel privat se dezvoltă foarte bine. Și dacă aș putea să dau și un exemplu de o țară mai dezvoltată decât noi, Grecia, unde sistemul privat de sănătate e foarte puternic. Sigur, acum putem vorbi și de țările dezvoltate, sistemul Evident. Privat din Statele Unite sau din alte țări, dar cred că asta e, în general, mediul de dezvoltare a unui sistem privat de sănătate puternic este, în mod automat, lipsa de performanță a celui de stat. O a doua chestiune pe care aș vrea să o precizez aici ar fi faptul că România este o campioană în sens negativ a fondurilor alocate pentru sănătate. Deci sistemul de stat, indiferent de valoarea oamenilor sau nu, nu va putea performa niciodată atâta vreme cât se acordă anul ăsta 3,2% din PIB. Și e foarte interesant că am spus-o la un moment dat cu niște reprezentanți ai Ministerului Sănătății la începutul anului. Spuneam eu că va fi nu 3,8 ca anul trecut, dar 3,5. Se pare că a fost numai 3,2% din PIB, ceea ce este absolut foarte puțin. Și am să vă spun, nu numai că e cel mai mic din Uniunea Europeană, dar este la jumătate decât următorul ca dimensiune, care este Bulgaria. Ceea ce este într-adevăr foarte ciudat.